Noul parc din Glodeni, transformat în pășune în urmă cu 2 ani de Ziua Națională a Înverzirii în orașul Glodeni, a fost creat un nou parc în regiunea fostei grădinițe numărul 2. Echipa TV Prima a mers la fața locului și a dat de o priveliște tristă. Din puieții plantați au supraviețuit doar jumătate, iar parcul a fost transformat de glodeneni în pășune pentru propriile animale. În 2012, pe teritoriul noului parc, pe o suprafață de peste 1 hectar, au fost plantați 800 de arbori, printre care stejari, arțari și tei. În prezent, doar 50% din puieți au supraviețuit, iar pe teritoriul parcului pasc nestingherite vitele gospodarilor din vecinătate. Echipa TV Prim a descins împreună cu șefii de la Inspecția Ecologică Glodeni la una dintre gospodăriile cu pricina. Mă, pripinăm eu ni derevia, dar mă. Там есть место. Там не место. Там 2 ряда уже уничтожены, потому что ваша корова пасется, где эти деревья были. Там не разрешают пастьба скота. Ну, вот. Будете приглашены, чтобы приняты меры согласно закону. Будете платить штраф и ущерб за эти деревья. Так, корову больше, чтобы там не было. Сегодня же забрать. Pentru că și-a dus vaca la păscut într-un parc public, omul riscă o amendă în sumă de 200 de lei. Iar pentru puieții distruși, acesta trebuie să plătească 600 de lei. În decursul anului lunii ale anului 2014, de către colaboratorii inspecției au fost întocmite la 15 procese verbale privind tăierea arborilor, vătămarea lor în diferite fâșii forestiere, spații verzi, păduri și așa mai departe. Alți vecini spun că parcul a fost până nu de mult în paragină. Сначала, как посадили, наверное, бы кто-то все равно за ними ухаживал, за деревьями. Как поставили какого-то человека, ответственного какого-то. Ну, наш парк, понимаете, каждый работает, я, например, работаю. Я не имею когда пойти смотреть там. Ну, пойду покажу там, у них же есть техника. Pentru crearea noului parc din fondul ecologic local au fost cheltuiți aproape 10.000 de lei. Viceprimarul de Glodeni nu a fost de găsit pentru a comenta situația. În altă ordine de idei, din cauza căldurilor prelungite, anul acesta Ziua Națională a Înverzirii Plaiului va fi marcată la începutul lunii noiembrie și nu în ultima sâmbătă a lui octombrie, precum a fost sărbătorită până acum.